Circa 100 de cetățeni din Raionul Cimișlia au participat la un protest împotriva coaliției de guvernale actuale din Republica Moldova, formată din Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat din Moldova. Mitingul a fost organizat de către o grupă de inițiativă a societății civile din orașul Cimișlia. Nu sunt de vină numai PD și PLD, și PL. De ce spun acest lucru? Că suntem aici din toate partidele, că domnul Leancă lansează un proiect nou. Am citit și domnul Carpov că s-a retras din Partidul Liberal Democrat și aderă la acest proiect nou. Eu cred că trebuie să susținem inițiative, eu știu, lideri politici care nu s-au compromis, în care oamenii mai au încredere. Наши примари, канцелиеры, политики, руководители, они лучше знают Запад, другие страны, чем свою личную страну, свой район, как живут люди. И никто из политиков еще не сказал людям, почему это, почему страна такая больная, откуда эта болезнь пришла. Никто не объяснил. Și toți o fac pe diplomație, o învârtiesc vorbele în prejurul lui Plahatniuc, al lui Filat, al lui Ghimpu, al lui Dodon, al lui Voronin. Lișesc, păi dar numiți-i odată hoți de drumul mare. Cum este? Așa și le ziceți pe nume, pentru că așa și sunt. Vreau în Parlament să nu mai fie hoți. Că sunt hoți de cei mari. Se fac partide SRL-uri, se fac coaliții de care vedem cum se fac și doar pentru protejarea propriilor bani. Ani nenumărați ne conduc tâlharii, ei și mafia din spate ne tot fură banii. Nouă ne rămâne doar să citim pe fețe boale, griji, trădări, beție și măriri de prețe. Cât mai așteptăm cu minți oameni buni, săteni? Azi e timpul să se teamă mizerii curteni. La Chișinău deja s-au început proteste, unde o organizație, unde alta, dar e puțin. E puțin pentru că au fost amăgiți. Vreau să vă spun că în campanie electorală am observat că practic niciun partid din alianță nu a înaintat un proiect concret pentru tineri. Cetățenii și-au exprimat indignarea privind atragerea de către coaliție a Partidului Comuniștilor în alegerea și repartizarea funcțiilor în stat. Ei au susținut că colaborarea cu Partidul Comuniștilor va încetini asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Am venit să îmi spun părerea mea indignată de ceea ce se petrece la conducerea țării, în privința formării acestei alianțe, trei partide cu un partid neuminesc, un partid care ne-a dus la sărăcie și astăzi noi îl punem în capul mesei, în jur cu Partidul Liberal și Partidul Democrat, partidele acestea care n-am avut o mare rezervă de democrație. Am pus atâta speranță și iată că peste două luni și ceva am aflat adevărata față a parlamentarilor noștri. Am fost trădați în cel mai rușinos moment, fiindcă nu ne-am așteptat. Doar știți că lumea noastră a pierdut de mult încrederea în orice parlamentar. Participanții la meeting au primit o rezoluție prin care și-au declarat atașamentul față de platforma civică formată recent la Chișinău, în sprijinirea cursului european al Republicii Moldova, și au recomandat partidelor pro-europene din Parlament să facă o coaliție majoritară și stabilă de guvernământ. Pun la vot această rezoluție. Cine este pentru adoptarea acestei rezoluții, poftim, votăm. Vă mulțumesc. Așa să ne ajute Dumnezeu.